Astăzi vom vedea cum se poate schimba un sifon de scurgere al unei căzi de baie. Motivul pentru care se dorește înlocuirea lui este faptul că a apărut o fisură în sita de scurgere. Acesta este modelul cu închidere și deschidere prin cablu, prin această manetă. Dar când îndepărtăm capacul cu garnitură care tanșează, putem observa că aici a apărut o fisură, o crăpătură mai exact. Sub cadă nu curge apă, însă dopul cu garnitură nu mai reușește să se tanșeze pentru că marginea garniturii etanșează pe această margine, fiind crăpată, apa se scurge. Vom face această procedură, nu va fi deloc simplu pentru că accesul se face printr-o ușă de vizitare, iar spațiul este foarte restrâns. O să desfacem ușa de vizitare, am deschis-o mai devreme și am observat că aceasta a fost lipită cu silicon și siliconul nu mai ține. Așa că o vom îndepărta cu totul, după care o vom fixa la loc cu silicon. Vom îndepărta siliconul vechi și vom pune unul nou. Iar aici putem să vedem cum arată partea de scurgere pe interior. Vom începe prin demontarea sifonului vechi. Vom desface acest furtun pentru a ne facilita accesul. Avem grijă să nu avem garnitura aici care se poate pierde. Dacă avem o garnitură, o păstrăm și o punem deoparte. Acum îndepărtăm maneta, pur și simplu tragem de ea. Observăm că aceasta nu are niciun alt sistem de prindere, pur și simplu are niște nervuri și este puțin conică. Intră în interior. Pentru a demonta trebuie să o deșurubăm. Dacă nu reușim cu mâna, ne folosim de un clește. Și o slăbim cu ajutorul unui clește, după care se deșurubează cu mâna. Acum, dacă o împingem, ea va scăpa în interior. Aici avem garnitura veche. Iar același lucru trebuie să facem și cu această sită. Sunt mai multe modele de site de evacuare. Acest model are un filet exterior pe partea de plastic și trebuie să desfiletăm cu tot. Găsim modele în care avem un șurub exact ca la chiuvetă în mijloc. Sau putem găsi un model de sită ca aceasta cu șurub cu gaură prin el prin care trece dopul de oprire a apei. Putem încerca să deșurubăm cu ajutorul unui clește sau noi avem un fel de cheie pentru așa ceva. Este rămasă tot de la un sistem de genul ăsta pe care îl acționăm ulterior tot cu o cheie și îl slăbim. Pentru a nu strica plasticul, o să folosim o cheie reglabilă și răsucim de acesta. Acum ar trebui să folosim două mâini și să observăm ce se întâmplă în partea de jos, sub cadă, în momentul în care răsucim. Putem observa felul în care acesta e la spalt. Facem excepție de mizerie. Această mizerie o întâlnim în orice sifon de scurgere. Aici avem o garnitură care este tip guler, vine de jos în sus. Aceasta este pârghia care deschide și închide prin cablu. Ce trebuie să facem acum este să mergem sub cadă, să încercăm să demontăm sifonul vechi. Va fi puțin mai greu de filmat această scenă. Ne-am pus o lampă de iluminat sub cadă pentru a putea vedea ce se petrece.
vom încerca să tragem afară sifonul vechi, fără să ne curgă apa din acesta. Acesta este sifonul vechi. Avem grijă ca apa din el să nu o vărsăm în cadă, pentru că acum în cadă nu mai avem scurgere. Și apa din el o vom scurge într-o chiuvetă. Pe cadă ne-a rămas garnitura veche, pe care o putem scoate afară. Trebuie să curățăm puțin zona. Acum o să desfacem noul sifon. Observăm aici și o schiță de montaj. Acestea sunt toate piesele. Aceasta este maneta cu care blocăm și deblocăm supapa de dopul de scurgere. Acesta este dopul. Acestea două le vom lua deoparte pentru că nu o să ne folosească acum, ne vor folosi de la final. Și aici avem sifonul. Avem garnitura sifonului și avem partea de scurgere cu garnitură. La fel ca și în partea cealaltă, trebuie să desfiletăm această rozetă și să o punem prin spatele căzii. Va trebui să băgăm partea de supraplin pe sub cadă și să o poziționăm în așa fel încât să o fixăm exact pe gaura supraplinului. Îi vom așeza garnitura de afară și sperăm noi să stea cât de cât pe poziție, să o putem băga cu tot cu garnitură. Asta ne va ușura puțin munca. Cu o mână vom fi pe sub cadă și o vom împinge până la gaura supraplinului. După ce am așezat-o pe poziție și ne asigurăm că este centrată, înfiletăm partea de plastic asupra plinului. Nu o strângem definitiv pentru că nu știm cum ne s-a poziționat în partea de dedesubt și o să ne fie greu să observăm chestia asta. Chiar dacă vom încerca să filmăm pe aici, va fi aproape imposibil. Iar acum, după ce am pus partea de supraplin, trebuie să așezăm garnitura sifonului. Este o poziție destul de incomodă. Acum trebuie să băgăm garnitura cu acest guler să treacă peste cadă. Ne vom ajuta cu o mână pe deasupra și cu una pe dedesubt. Observăm cum garnitura a intrat în locul său. Iar acum trebuie să luăm schița de scurgere. Aceasta nu mai are o garnitură suplimentară, are acest șurub filetat cu gaură centrală. Repoziționăm sifonul, îi punem sita, iar acum trebuie să strângem acel șurub. Putem să folosim o șurubeniță lată, dar nu vom găsi o șurubeniță suficient de lată pentru acest șurub. Sau putem folosi o sculă sofisticată cu ajutorul căreia putem să strângem șurubul. Vom verifica sub cadă că totul este în regulă, că ni s-a așezat garnitura perfect pe gaura de scurgere, după care vom veni să facem legătura sifonului. Pentru a simplifica situația, am luat acest cot de la celălalt sifon. Acesta se potrivește perfect aici. Inițial, el avea această garnitură, care nu este conică, și venea cu piulița de strângere. Oricum, filetul este același,
se potrivesc filetele între ele, fără probleme. Acesta este piulița lui originală. Dacă vă întrebați, sifonul a costat în jur de 125 de lei. Erau pe mai multe categorii, nu este cine știe ce, dar totuși pare ceva mai calitativ. Vom pune de pe acum, vom pune garnitura pe cot. Îi vom pune piulița de strângere și o vom mufa aici. Vom folosi piulița de strângere, cea veche, pentru că are o mai bună aderență. Le lăsăm slăbite și mergem sub chiuvetă să le conectăm. În primul rând ar trebui să punem cotul în scurgere. L-am fixat. După care să punem garnitura și să conectăm cele două conexiuni. Este puțin complicat de făcut asta cu o singură mână, așa că o să dăm puțin camera la o parte să putem introduce ambele mâini. Acum că le-am fixat, trebuie să strângem toate conexiunile, să ne asigurăm că sunt strânse. Și putem să facem un test, să dăm drumul la apă, să vedem dacă avem vreo scurgere. Un lucru de menționat este faptul că ar trebui să protejăm zona în care ne depozităm sculele pentru a nu zgâria cada. Noi avem o chestie din plastic care ne ajută să nu zgâriem. O să le dăm jos din cada acum. Și vom da drumul la apă. Și observăm că deja avem o scurgere. Trebuie să mai strângem acest colier. Sau să desfacem și să repoziționăm garnitura. Observăm partea neagră din spate, de jos, este garnitura, ceea ce ne spune că garnitura este așezată bine și că trebuie numai să-l mai strângem puțin. L-am mai strâns puțin și acum nu mai curge. Acum putem să imontăm maneta asupra plinului. Vom conecta dopul pentru a observa când acesta este închis sau când este deschis și am dorit să punem cu scrisul în sus. Putem observa aici o clemă și în partea cealaltă o clemă, iar aici avem un guler. Trebuie să împingem în manetă până când acest guler trece de cele două cleme și se fixează. Am poziționat și maneta pentru dopul de scurgere. Acum avem apă în cadă. Urmărim să vedem ce se întâmplă sub cadă, dacă avem vreo picătură pe undeva. Eventual putem să ștergem bine zona ca să nu fim induși în eroare dacă înainte am avut scurgeri. Trebuie șterse foarte bine pentru a nu fi duși în eroare. Și acum o să eliberăm dopul. Și observăm că nu avem scurgeri. Un alt test pe care trebuie să-l facem este să-l dăm cu dușul pe lângă supraplin, să observăm dacă acesta este corect poziționat.
Am mai strâns puțină apă în cadă, pe care o vom elibera să curgă, să facem testul final. Observăm că aici nu avem scurgeri, totul este uscat. Un ultim lucru de specificat este faptul că acest dop de scurgere are o piuliță ajustabilă aici, pe care o putem desfileta. Întâi o slăbim pe prima, după care desfiletăm șurubul cu o șurubență dreaptă și putem să-i mărim distanța până la cadă. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le furnizăm referitor la acest subiect. Sperăm că folositoare. Până data viitoare, numai bine și pe curând!